ultima clasată din Liga a doua, ACS Polia a efectuat marți un nou transfer pentru a doua parte a sezonului. Este vorba despre Daniel Rogoveanu, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani care a semnat un angajament cu clubul timișorean până în vară. Rogoveanu a mai evoluat la ACS Polia pe perioada junioratului, despărțindu-se de albi-violeți în vara anului 2014. De atunci a mai evoluat pentru FC Old Slatina, Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște. În actualul sezon a evoluat foarte puțin pentru dâmbovițeni, bifând doar 4 apariții în campionat, dintre care una singură ca titular. Rogoveanu este a doua noutate confirmată din lotul lui ACS Polia pentru sezonul de primăvară după Dănuț Bilea. ACS Polia se va reuni marți, 15 ianuarie.